Spectacolul dezvăluirilor continuă la România TV, domnilor și domnilor. Avem bomba zilei și am aflat totul despre cârdășia politicienilor cu interlopii înainte de alegeri. Vă prezint imaginile care spun totul și vă prezint tot filmul, domnilor și domnilor. Discutăm și despre manevrele subterane ale oamenilor noi din politică. Și avem documente exclusive pe care vi le arăt. Cine-i de mască pe Salvator, domnilor și domnilor? Sunt dezvăluiri colosale despre interlopii grupați întâmplător sau nu în jurul domnului Nicușor Dan. Traian Băsescu intră ca de obicei la rupere în scandalul cu Nicușor Dan, domnilor și domnilor, și dă acestuia un ultimatum. Ce îi cere fostul președinte al României, Salvatorului spațiilor verzi, veți afla în această seară. Haideți să vedem materialul. Acesta este un verdict care probabil va ține ca și celălalt o săptămână. Consider eu că este mult mai ofertant. De ce? Pentru că sper eu că va deschide, așa cum de fapt deja cei de la RISE au făcut-o și eu de acolo am pornit în ceea ce vă voi spune astăzi. Deci sper eu că va deschide, nu neapărat săptămâna asta, dar de pe 28 sigur, că atunci e voie de la stăpânire, va deschide cutia Pandorei ținută închisă în ultimii 10 ani de către, pentru presa din România și, mă rog, se va face puțină curățenie și cumva adevărul despre domnul Nicușor Dan va ieși în sfârșit la iveală. De ce? Pentru că sensul tăinuirii activității dânsului nu-l văd. Îl înțeleg și pe cel financiar, îl înțeleg și pe cel politic. Eu înțeleg multe. Pentru că, așa cum v-am repetat de enorm, sunt băiat. Cum voi fi astăzi și cu Nicușor Dan și cu celelalte nume sonore din cazul sud rezidențial. Așadar, în primul rând mulțumesc RISE Project că mi-a dat totuși un răspuns despre verdictul meu de luni, unde le-am cerut ajutorul și i-am rugat să mă sprijine. Am înțeles că nu s-a putut cu menționarea domnului Nicușor Dan în anchetă, ok, nu contează, dar faptul că a existat o anchetă despre ceea ce se întâmplă cu domnul Mitrache și parcul copiilor și cum s-a ajuns și cine sunt și etc. a contat. Deci mulțumesc că oricum în materialul de astăzi eu am pornit de la două articole RISE Project, unul în care domnul Nicușor Dan era foarte șocat că fostul lui șef de campanie Matei Păun figurează în Panama Papers, cred că a avut un șoc, nu s-a mai putut ridica de jos. Și celălalt articol, Clan City se numește, foarte documentat. Am încercat și eu să mă documentez pe lângă, cred că am reușit. Și ca să simplific pentru publicul larg, astăzi dezbatem următoarea situație. În 2011, fostele SRE Berceni trec de la statutul de spațiu verde, ca teren, da? În 2011, da? Printr-un pus, terenul este încadrat la curți construcții. Rețineți anul, vă rog, 2011. În anul 2018, an până în care pe acest teren s-au construit blocuri, case, ce s-a construit pe foarte multe parcele. Sud rezidențial este un fel de broker imobiliar, cum ar veni, adică, mă rog, aduce terenul, pune împreună proprietarul terenului cu ăla care vrea să construiască, etc. Un fel de brokeraj imobiliar. Sunt nume sonore asociate și implicate în tot ceea ce înseamnă sud rezidențial. Dar asta nu are importanță, cum nu a avut importanță nici faptul că în înregistrarea în care Nicușor Dan făcea trafic de influență dovedit, era vorba despre un anumit câine sau, mă rog, poreclit câine. Nu are nicio importanță, putea fi și o pisică, putea fi oricine. Discuția este despre
ceea ce face Nicușor Dan, pentru că nici câine, nici pisică, nici domnul Nica de la clanul sportivilor, nici domnul Cătălin Grigore, sud rezidențial, nu candidează la primăria Capitalei. Nu? Da. Așadar, în 2018 trece, mai exact în aprilie, puzul domnului Nica. E celebru clanul sportivilor, da? E important pentru cei ce se vor documenta în continuare. Trece acest puz, 2018. La 8 luni de la aprobarea acestui puz, domnul Nicușor Dan, prin cele două asociații ale dânsului, și Ecocivica și aia cu Salvați Bucureștiul, contestă puzul din aprilie 2018 pe motivul că este spațiu verde. Ce? Așadar, o să iau o foaie. Asta este metalurgie, da? Asta e teren. Care în 2011 a trecut în spațiu verde în curți construcții. A înțeles populația? A înțeles. Deci ăsta tot. Aici sunt 567 de miliarde de puzuri. Terenul ăsta, toate astea, da? Domnul Nicușor Dan vine în 2018, la 8 luni, după ce trece respectivul puz, adică este puzul domnului Nica, șeful clanului sportivilor, și contestă aceste 5 puzuri. Deci fix atât. Că e spațiu verde. Ăsta, împreună cu ăsta, aprobată, da? Deci ăsta a fost un puz aprobat în 2011, că tot era spațiu verde. Deci ăsta nu mai contează. Deci Nicușor Dan contestă doar bucățica lui domnul Nic de la clanul sportiv. Atât. Ați înțeles, da? Deci ați înțeles, da? El nu a contestat puzul din 2011. El a contestat, contestați, doar puzul, deci a atacat puzul din 2018, atât, al domnului Nica. Toate bune și frumoase. Că vezi, doamne, e spațiu verde și etc. Omul a vrut să salveze și el un colțișor. El nu s-a dus să atace, să salveze restul. Anchetați de ce? În folclor, legenda este că acolo este implicat cineva în celelalte puzuri, da? Da. De aceea domnul Nicușor Dan n-a atacat. Și atacă doar bucățica asta. Acest mare salvator al spațiilor verzi. Procedura de atac este una perversă. De ce? Pentru că tu, în momentul în care ataci astfel, pierzi sigur. Repet. În momentul în care ataci astfel, pierzi sigur. Specialitate. Caracatiței domnului Nicușor Dan, verificați peste tot și pe portal și oriunde, la toate sentințe. Specialitatea este să piardă în urma unei înțelegeri. Ca să pierzi, tu dai în judecată în așa fel încât să poți să pierzi. Ați înțeles ce am spus până acum? Bineînțeles, a înțeles toată lumea. Din secunda în care tu ataci puzul, ăia nu mai poate să vândă. Ei pot să construiască în continuare. Că tu ai atacat puzul. Ca să nu mai construiască, trebuie să ataci autorizația de construcție și m-ar veni dacă, ai sors de izbândă, dar nu mai poți să vândă. Dar ei pot construi în continuare. Face și dale, Nicușor, există alea stagere. Tu ataci puzul, ăla mai poți să vândă. Ăla trebuie să ajungă la un acord cu tine. Pentru că la cartea funciară apare acest litigiu. Toți dezvoltatorii imobiliari care urmăresc acum verdictul sunt pe scaune leșinați.
De ce? Că sunt toți în aceeași situație sau au fost cu Nicușor Dan. Așadar, el face această acțiune, ok? Îți blochează posibilitatea de a vinde, tu faci orice să te înțelegi și după aceea el pierde. El pierde pentru că pornește prost în momentul în care pornește acțiunea, cum e de exemplu asta, și să câștige aici, când ceilalți, de 2011, să construiești totul, e ok, da? Singurul lucru pe care tu poți să-l faci e să-i blochezi pe ea să nu vândă. Nu să salvezi un copac pentru comunitate, nu să salvezi vreo pădure, nimic pentru noi cetățeni. Astea sunt niște fantasmagorii. Totul se încheie, vorba lui Băse, într-un birou. Că Băsescu l-a întrebat pe Nicușor Dan ce a făcut în birou la One Properties și cum s-a înțeles cu One Properties. Eu îl întreb pe domnul Nicușor Dan, pe care îl aveți în aceste imagini. Împreună cu domnul Cătălin Grigore, sud rezidențiar. Vedeți de unde iese, vedeți pe domnul Cătălin Grigore, l-ați văzut. Eu îl întreb atât. Din momentul în care ai depus tu, asociațiile tale, această acțiune împotriva Puzului, domnul Cătălin Grigore este prietenul din copilărie al domnului Nica de la Clanul Sportivilor. Vă rog să urmăriți Clan City. Este o anchetă RISE. Așadar, din momentul în care ai depus acțiunea, domnule Nicușor Dan, 2018, sfârșit, până în momentul în care te-ai întâlnit cu domnul Cătălin Grigore, și din acel moment, până în momentul în care, pe 19 august 2020, ai pierdut procesul cu sud rezidențial, cum te-ai înțeles? Poate vi se pare o caterincă ceea ce urmează să vă spun, dar stăteam așa și mă gândeam înainte să trag verdictul ăsta azi dimineață. Bă, și mi-am dat seama, bă, că Nicușor Dan ăsta este singura persoană în această viața mea, bă, care mă păcălim. Și e greu de tot, nu mă păcăli nimeni pe mine niciodată. Bă, la Nicușor Dan ăsta, bă, ăsta m-a ars. Bă, ăsta ne-a ars pe toți, bă, băiatule. Păi întreb și eu așa, nu știu pe cine, pe toată lumea. Eu întreb pe toată lumea, da? Păi voi mai știți pe cineva în România? Pe cineva? Bă, pe oricine? Un om, un politician, un whatever. Bă, care să p***e vorbă? Care purlă, că a luat ăla bani de la UTI, ce nu ești, mă, e dovedit, nu e dovedit, contează, că a luat bani. Că n-a luat bani, că cu tare, că e un corupt, că etc. Face albie de porci PNL-ul. Acum 4 ani. Ok? Ok. Și este luat candidat de PNL? Da, o să săriți că Rareș Bogdan, care și pe aia a făcut albie de porci, pe turcani și pe toți proștilor, cretilor, gunoailor, nu știu ce, și e pe PNL. Bă, nu-i candidat, e pe acolo, s-a dus la UE, și atât. Bă, voi ați mai văzut pe cineva care să pe un partid și după aia ai luat candidat și a pus candidat? Nu.
foarte important ce vă spun. Fiți atenți în continuu. Voi mai cunoașteți pe cineva în România, bă, care ține în teroare de 10 ani de zile toți dezvoltatorii imobiliari din România, mari, huge și mai mici, nu contează. Bă, dar ăia mari, bă, băiatul, 100 de milioane de euro. Deci ăia mari, care se uită acum la mine, 100 de milioane de euro. Bă, să ai 100 milioane de euro, 100 milioane de euro, că crede-mă, ei 100 de mii cumpăr tot guvernul. Că suntem în România. Bă, toți ăia. Bă, 100 de milioane de euro, da? Sunt ținuți în teroare și în litigii și în aranjamente și cumva trebuie să ajungă la o înțelegere de Nicușor Dan. Așa, cu capul ăla, cu tot asta. Ăla, deci ăla stă la masă cu toți dezvoltatorii ăștia care au 100 de milioane de euro și face înțelegeri. Nicușor Dan, da? Bă, Nicușor Dan, bă, așa, pe bicicletă și ăla, da? Cum ar veni? Bă, Nicușor Dan, bă, stă la mese, în birouri, la înțelegeri, îl sună pe el și mi-e periculos, interlop pe românii, că acum la nu sportivilor, să duce să-mi dă niște gola pe acolo, pe la sud rezidențial, cu ăsta pe-n parc cu copii, bă, ăștia unii, adică, bă, pentru oricine, ăștia sunt unii periculoși, pentru oricine. A, ce puțin, bă, băiatule, pe Nicușor Dan stă când vrea. Îi ajută, puște, îi face, îi sprijină, ca pe niște oameni, nu, etc. Până Nicușor Dan stă cu toți la masă, cu toți interlopii, da? Da? Da. Cu toți dezvoltatorii imobiliari, cu toți se înțelege, ok? Cu toți, nici urcăm să înțeles, fix, da? Înjură pe cine vrei, orice partid, și îl pun ăștia candidat, îl susțin, cum ar veni, USR-ul pe care l-a făcut, i-a dat pe aia, l-a dus în PNL. Băi, și mecherul de domnul ăsta, de fapt. Am stat bine de tot și m-am gândit dimineață. Asta e cea mai mare mafie, bă, băiatule. Păi, bă, cine ai, bă, băiatule, în spate? Dacă ție nu ți se întâmplă nimic, faci trafic de influență pe telefon, au arestat ăștia 100, chiuveși. Ost, nu mai pas. Ce? Adică, bă, înțeleg, hai că la politică să zicem că nu știu, e în spate nu știu cine. Bă, dar la interlopi? Bă, dar la cei mai mari dezvoltatori imobiliari? Bă, dar poate ți-a lăsat Pablo, bă, băiatule, cartelul din Medellin? Cine să fie în spatele lui Nicușor Dan? Cine? Cine? Da? Care îi poate asigura lui poziția asta, bă, dar șmecherul și nu există, mă, dar nu-i cum, mă? Bă, vă rog să vizualizați ce vă spun. Vă rog să vizualizați ce vă spun. Bă, el e ars pe toți, mă, de fapt. Hai că eu măcar, eu nu mă consider chiar arsă total. De ce? Că eu măcar am mai urlat de el. Voi ați ieșit în stradă 200 de mii, pe voi vă arsă voi, definitiv. Pe mine nu, eu n-am adus în stradă. Eu n-am halit. Bă, dar să facă el așa cu... Adică cumva... Bă, o perioadă, adică nu m-a păcălit, adică m-a păcălit, de fapt, bă, m-a păcălit, bă, ne-a ars pe toți ăsta, mă, cum, dar cum, mă, e, deci ăsta, i-a ars pe toți, mă. I-a ars pe toți, pe Orban, PNL-ul, toți dezvoltatorii imobiliari cu sute de mii de euro, de milioane de euro, pardon, nu de mii, sute de mii dau pe trabuce, dar ce au 100 de milioane de euro, da? Toate clanurile periculoase de interlop îl contactează. Nicușor Dan să-i ajutați. Voi realizați ce vă spun? Cel mai mare periculos din oraș e Nicușor Dan. Poate de-aia nu scrie nimic de el. Că eu am stat să analizez. Fără frică, că mie nu-i frică de nimeni, da? M-am gândit, bă, ce... Cum să scrii, mă, de ăsta? De ăsta? Care e ăsta? Pe care vi l-am descris acum?
că e un pur care umblă cu bicicleta și care e luli-luli și care cântă și care are părul netuns și face așa și se face care e boala copilă, că n-are nicio boală copilă, e tot ce e, tot e pachet, bă, bă, ăla n-are. Bă, era un, ce naiba cum îl chema, un mafiu mare de tot din Cosa Nostra, care a făcut, făcea pe bolnavul. Ani de zile, că n-aude, că nu vede, că nu e surdomut, nu știu ce, etc. Tăsim. Băi, ăsta este antrenat. Forță mare, tot nu există așa. N-are cum altfel. N-are, nu există. Tu nu poți să faci ce vrei, cu cine vrei, cu toți. Și să nu pățești nimic. Nu. Haideți să vedem și cum se apără candidatul PNL USR Plus la primăria Capitalei după acuzațiile de legături suspecte cu clanul sportivilor, ce spune la rândul său dezvoltatorul imobiliar în materialul următor. Asociația lui Nicu Jordan a cerut în justiție anularea planului urbanistic zonal pentru proiectele imobiliare promovate de Sud Rezidențial. Cătălin Grigore a transmis că Nicu Jordan a atacat în instanță atât puzul local, cât și puzul zonei de sud a sectorului 4. În luna august, Tribunalul București a respins cererea lui Nicu Jordan de anulare a puzurilor emise pentru proiectul rezidențial Metalurgiei Park, derulat pe terenul fostelor sere din Berceni. Nu am văzut imaginea, nu pot să confirm ce e acolo, dar... Vă spun că m-am întâlnit cu domnul Cătălin Grigore, care este un dezvoltator imobiliar din zona de sud a Bucureștiului. Mi-a solicitat să ne întâlnim în urma unui litigiu pe care l-am inițiat. M-am întâlnit cu domnia sa și i-am spus că eu am dreptate. Acest litigiu este în curs. Tribunalul București s-a pronunțat, urmează recursul la Curtea de Apel. Cătălin Grigore, managerul Sud Rezidențial, susține că întâlnirea cu Nicu Jordan a avut loc în iunie 2019, iar la acea vreme a vrut să discute cu Nicu Jordan despre procesul care a blocat proiectul rezidențial. Acest demers juridic a fost de fapt inițiat pentru a demonstra o așa zisă nelegalitate a actelor emise de autoritățile publice, cu care domnul Nicu Jordan se afla într-o lungă și veche vendetă politică și personală, a transmis managerul Sud Rezidențial. Domnule, care e logica unui, știți, un procesoman? Dar procesomanii merg până la capăt. Omușorul ăsta a deschis 400 de procese, din care și-a retras acțiunile în 100. Pentru ce a deschis procesele? Ca să le închidă? În ce condiții le-a închis? În ce condiții și-a retras tot el plângerea? Managerul Sud Rezidențial mai susține că nu a existat nicio înțelegere cu Nicu Jordan, de vreme ce procesul se derulează în continuare la Curtea de Apel București și încă nu există o sentință definitivă. Domnule Preda, vă vulnerabilizează candidatul dezvăluirile din ultimele două săptămâni ale Danei Budean? Domnul Ciutacu, eu cred că toate aceste chestiuni... Deschid o mică paranteză, să știți că eu am fost în staful de campanie al lui Predoiu când s-a bătut cu Nicu Jordan în 2016 și aveam și noi dosarele noastre cu, da, cu dezbrăcatul. Știți, candidații pot fi calumniați sau dezbrăcați. De acord. Cine face politică îi dezbracă, nu îi calumniază. Eu cred că e momentul acum, după ce am văzut sfintele de la Maglavit, mamele Omida, toate și toți și aduc aminte acum, e momentul ca de obicei, ca acești candidați, domnul Ciutacu, cei care vor să fie primarul capitalei, ca să fiu doamne înseamnă, cei care vor să fie primarii de sector, să se întâlnească naibii odată pe televiziunile naționale, să-i urmărească toți bucureștenii, să-i vadă între ei cum discută și ce programe au pentru București, pentru capitală, că asta este important, și să aleagă dintre ei pe cel mai bun dintre ei. Ei fug unul de altul, nu se întâlnesc niciodată, pun alții pe alții să-i dezbrace sau să-i calumnieze unul pe altul, în loc să se întâlnească față în față, să discute problemele bucureștenilor, să discute soluțiile care le au pe următorii domnul 4 Preda. Ani și bucureștenii să aleagă. Sunt două precizări. Odată la mână, eu personal și postul ăsta de televiziune i-a invitat, nu s-au înțeles între ei, nu pot să-i aduc cu forța. Doi la mână, faptul că face Dana Budeanu dezvăluire nu înseamnă că ele nu sunt adevărate. După cum vedeți, domnul Nicușor, Dan, confirmă întâlnirile pe care le-a avut
și discuțiile în favoarea domnului Câine, sau cum e poreclit Mitrache ăla, confirmă și faptul că s-a dus. Dar apropo, vreau să vă întreb un lucru. Ce căuta în 2019 deputatul Nicușor Dan la sediul unei firme care dezvoltă proiecte imobiliare și cu care era absolut întâmplător în litigiu? Salvează București, domnul. Și s-a dus direct la locul faptei, la firmă? Păi da, bineînțeles, așa fac oamenii care sunt, doresc să salveze. Da, domnul Preda, dumneavoastră, dacă îl sunați pe unul, cum zice domnul Grigore, că l-a sunat pe domnul Dan, că avea o trebuință să se întâlnească și să se concilieze într-un fel sau în altul, îl chemați dumneavoastră pe ăla la dumneavoastră sau ăla pe care îl sunați și de care aveți nevoie vă cheamă? Că mie mi-a plăcut aici, că m-a sunat unul Grigore și m-am dus la el la firmă. Hai pe bune. Păi să știți că nu-i de vină cine cheamă, e de vină cine vine. Păi vă întreb. Domnul Grigore e om de afaceri sau oricare ar fi, are tot interesul, de aia nu mai poate el, că e deputat. Păi e senator, nu, eu vă întreb ce căuta deputatul acolo, la solicitarea domnului Grigore. Domnul, v-a răspuns domnul Nicușor Dan, v-a spus că el apăra o anumită situație în care credea asociația lui și s-a dus. Că acum ați văzut, eu nu știu, de foarte multe ori a fost în calitate de vicepreședinte al asociației. Păi stați un pic, dar dânsul e, mai țineți minte că râdeați și făceați campania antiponta când zicea că el ca deputat votează ceva, dacă ca premier nu poți să o aprobe. Păi Nicușor e seara vicepreședinte de ONG și ziua e parlamentar. Există un regim al incompatibilităților, există un statut al senatorilor și deputaților, cu toată dragostea. Domnul Ciutacu, aveți perfectă dreptate, dar eu vă spun ceva. Noi plătim niște instituții ale statului, da, al dracu de bine, să verifice cum e cu incompatibilitățile astea. Și ne trezim așa după 4 ani. De ce naiba n-au analizat-o? Știa toată lumea că se duce, că se întâlnește, dar dacă avea ceva ani sau cum se numește, păi, da, trebuia mai să există. Spună, bă, ce faci tu, bă? Ce faci tu? Sau procură să se sesizeze cineva. Nu vedeți că a fost și chestia aia, v-am mai spus în emisiune, și cu avocatul poporului s-au dus niște cetățeni la un avocatul poporului și că, de fapt, toate documentele alea arătau că niciunul din ăștia 4 care erau acolo n-aveau treabă cu numele după document. Și avocatul nu le-a zis, băi, voi ce căutați aici, băi, ești afară toți, bă. Deci, și-au adus aminte după un an că au venit unii 4 inși care n-aveau nicio treabă, că actele erau pe numele unei mătuși. Da. Ce țară e asta, domnule? Ce instituții sunt astea? Ce țară e asta, doamna Drăghici? Eu vreau să îi spun domnului Preda că nu avem nevoie de dezbateri. Că nu suntem căzuți de lună. Și că îi cunoaștem foarte bine pe principalii candidați, chiar și pe secunzii candidați. Vreau să vă spun că îl cunoaștem foarte bine pe candidatul Traian Băsescu. A fost ministrul transporturilor, președintele României 10 ani, primarul general al Capitalei 4 ani, europarlamentar pe votul nostru. O cunoaștem foarte bine și pe doamna Firea, din perioada când înainte să facă politică era ziarist, apoi a fost senator, de 4 ani este primar. Îl cunoaștem și pe domnul Tăricianu foarte bine, votanții care sunt interesați de politică. Și pe domnul Dan nu-l cunoașteți? Îl cunoaștem și pe domnul Dan. Acum și de din ce în ce mai bine. Și am vrea să știm și noi, un astfel de apărător al spațiului verde, al aerului curat, de ce tranzacționează cu principiile? Nu vreau să folosesc termenul tranzacție în sens financiar neapărat. Da. De ce pornești 400 de acțiuni judiciare ca să-ți retragi 100 dacă ai principii? De ce te întâlnești cu partea adversă să negociezi cu această parte? Ce ai de negociat cu el când tu te-ai prezentat în fața unui judecător și ai pus o problemă clară? Puzul este nelegal. În momentul în care tu i-ai blocat omului prin notificarea care se face la cartea funciară și notarea ulterioară, știi foarte bine că l-ai nenorocit pe dezvoltator. Sud Imobiliare nu e fiește cine. One Properties nu e tâncana ale venit. Știe toată lumea cine e One Properties. Întâmplător știu și eu. Uite, și cine este Sud Imobiliare. Și știi foarte bine că degeaba construiește ăla ca prostul zeci de blocuri și mii de apartamente să se spele cu ele pe cap. Știi că ăla nu mai poate să vândă nimic, da? Poate îl convinge pe domnul Nicușor Dan în vizită la sediul firmei, deși domnul Dan spune că n-a fost convins, cu privire la viabilitatea proiectului și la ecologie. Cu ce ocazie stai tu să negociezi cu niște adversari din justiție? Care sunt principiile tale de apărător al spațiului verde? Nu, deci nu apără nimic.
își apără niște interese. Vreau să vă spun așa, apropo de verdictul Danei Budeanu, n-a păcălit pe nimeni, n-a ars pe nimeni din PNL, nici pe Ludovic Orban, că nici Ludovic Orban nu-i venit cu biscuitul pe Dâmbovița după ultima ploaie, da? Și e bătrân în politică, știe și el ce le poate pielea tuturor din jurul lui, n-are cum să fie păcălit de Nicușor Dan. Nici PNL-ul, greii din PNL n-au cum să fie prostiți de Nicușor Dan. Toată lumea știe cine este acest individ și nici domnul Traian Băsescu n-a descoperit el dânse în cele 400 de procese. Informația deci există și cu atât mai mult trebuie să existe la PNL care îl susține. Și urmează ultima întrebare. De ce îl susține PNL-ul? Uite, asta e o bună întrebare, probabil pentru că n-a găsit altul mai bun. Aoleu! Doamnelor, domnilor, povestea asta cu Sud Rezidențial nu este singura care bubuie săptămâna asta. A mai fost una săptămâna trecută și cu niște întrebări extrem, extrem de apăsătoare ale domnului Băsescu către Nicușor Dan. I-a dat un ultimatum de 24 de ore, dar în România orice ultimatum de 24 de ore ține măcar două săptămâni. Evident, domnul Dan n-a răspuns, da. Hai să vedem povestea cu One Properties, pentru că făcea Alice Drăghici referire la ei și, apropo de spusele lui Alice Drăghici, chiar că nu suntem veniți cu biscuitul pe Dâmbovița. Dacă și pe One Properties i-a făcut să tremure, înseamnă că omul e titan. Hai să vedem. Rețeta de succes despre care vorbea Traian Băsescu pare să fi fost repetată. Împotriva dezvoltatorului One United Properties, Nicușor Dan a deschis 6 procese consecutive pe același proiect. Poate și aduce aminte domnul Nicușor cum i-a ajutat pe One Properties, pe care e un dezvoltator imobiliar așa care... M-a avut autorizație de construire, l-a blocat vreun an și dacă mi-ar spune până mâine îi dau timp, dacă ne spune dacă a fost în birou la patronul lui One Properties și pe urmă și-a retras plângerea și-a lăsat lucrurile să meargă. Lupta în instanță a început în 26 februarie 2018 privind suspendarea primei autorizații de construire. Demers fără succes încheiat definitiv pe 12 decembrie în fața Curții de Apel București. Pe 24 iulie 2018, Nicușor Dan a încercat anularea acordului de mediu ca mai apoi pe 1 august în același an să fie deschis un nou proces pentru suspendarea planului urbanistic zonal, a acordului de mediu și primei autorizații de construire, cerere respinsă definitiv de Curtea de Apel pe 27 iunie 2019. Un alt proces a fost deschis de Nicușor Dan pe 28 octombrie 2019, de data aceasta privind anularea și suspendarea celei de-a doua autorizații de construire. Procesul este încă în derulare, iar următorul termen în fond a fost stabilit pentru 20 octombrie 2020. De ce stă pe sălile tribunalelor nefiind jurist, nefiind avocat? Stă ca să-i agațe ori pe cei pe care i-a împins în justiție, ori pe avocații lor, ca să se ivească ocazia unei încetări amiabile a procesului. În replică, dezvoltatorul One United Properties neagă faptul că ar fi încheiat înțelegeri secrete cu Nicușor Dan pentru ca asociațiile deținute de acesta să renunțe la acțiunile în instanță. Așa după cum se poate lesne observa prin simpla studiere a portalului instanțelor de judecată, One United Properties continuă cu perseverență să apere legalitatea tuturor actelor administrative atacate cu rea credință de asociațiile controlate de domnul Nicușor Dan. În acest sens, până în prezent în toate cauzele în care instanța s-a pronunțat, 2 decizii definitive și 2 decizii pe fond, asociațiile conduse de domnul Nicușor Dan au pierdut, fiind stabilite în fiecare caz despăgubiri prin plata cheltuielilor de judecată, se arată în comunicatul One United Properties. Domnul Popescu, cum a ajuns un om ca Nicușor Dan, care n-a avut un loc de muncă stabil până la o vârstă extrem de respectabilă, când alții au deja copiii mari la școală, să devină, hai să spun, nu știu, tartorul și spaima unor, hai să spun, conglomerate financiare, pentru că și ce e în spatele Sud Rezidențial și ce e în spatele One United Properties nu e pistol cu apă. Să știți că și în alte țări sunt ONG-uri, așa numite, specializate în litigii de acest tip.
Cu toții știm că o mare corporație, când un mare dezvoltator când construiește ceva, chit că câștigă procesul respectiv, dacă cineva atacă autorizația sau dezvoltarea, pierde timp și acel timp costă bani, pentru că nu pot livra la timp apartamentele sau ce construiesc acolo. De aceea, mulți dezvoltatori aleg să se înțeleagă cu aceste ONG-uri ca să câștige timp. La aici noi avem o problemă, că nu discutăm de un simplu ONG-ist care, să spun, și-a făcut o meserie din treaba asta. Pentru că este un ONG-ist corcit cu un parlamentar în exercițiu, care mai mult decât atât candidează și la înalta dregătorie de primar al general Capitalei. Din meseria de ONG-ist care blochează dezvoltări pentru a întârzia sau a elibera din întârziere după caz, s-a transformat într-un partid la un moment dat, în 2016. Păi da, dar nu poți să fii și partid și ONG în același timp. E domnul Nicușor, dar îmi pare fi singurul care iese treaba asta. I-a ieșit dânsul, de exemplu, la sectorul 2, păi se judecă cu patinoarul Flamaropol, a blocat construcția patinoarului. Se judecă cu patinoarul? Cu construcția, cu primăria sector 2 pentru anularea autorizației pentru patinoar. A pierdut procesele până acum. Dar patinoarul e investiția statului, da? Adică nu e un dezvoltator imobiliar care face un patinoar să-l închirieze la metru pătrat de gheață, nu? Nu. A pierdut procesele și dânsul, și asociația dânsului Salvat Bucureștiu și Ecocivica. Au mers în apel ca să blocheze în continuare construcția. Pe de altă parte, avem un caz flagrant în Parcul Tei, un restaurant construit ilegal de pe vremea lui Onțanu, de 5.000 de metri pătrați pe spațiu verde. Noi ne judecăm cu ei. Acolo nu l-au văzut. Asociațiile salvatoare de spațiu verde ignoră astfel de câini din sectorul 2. Păi aceștia nu-i văd. Probabil că îi apără. Dar patinoarul Flamaropol e o mare problemă și trebuie blocat. Acolo n-au cu cine să se înțeleagă. Probabil că cu Federația de Hockey, nu știu, da. Nils, te rog să te gândești bine și să-mi răspunzi în 30 de secunde în ce măsură jocul a fost schimbat în această campanie electorală de dezvăluirile. E drept de ultimă oră, dar din ce în ce mai virulente cu privire la business-urile colaterale ale domnului Nicușor Dan. Revenim. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Te ascult, Nils. Analiza făcută de Dana Budeanu este o analiză care de obicei am vedea-o la un ziarist de investigații. Adică o analiză super tare. Pentru că adresează niște întrebări simple, dar legitime. Întrebări la care nu am primit răspuns de la Nicușor Dan. Ce ar fi interesant, eu mi-aduc aminte, am fost și eu într-un proces sau altul la viața mea, și eu mi-aduc aminte odată, chiar în mod special, mi-aduc aminte de acel moment, pentru că omul cu care mă judecam era o persoană pe care o cunoșteam. Și eu tot ziceam avocatului meu, păi lasă-mă să mă duc să mă înțeleg cu omul, că cădem la pace, ne înțelegem. Și avocatul meu mi-a zis, nu, dacă ai ajuns la proces, discuțiile se duc între avocați. Bă, mi-a rămas chestia aia în cap. Și în sala de judecat. Și știu că în momentul în care s-a deschis un, asta e, ne-am judecat, până la urmă s-au înțeles avocații în timpul procesului. Dar avocații, nu eu. Pe mine nu m-a lăsat să intervin. Cât era ăla de cunoscut, cât știam eu cum să-l iau, mi-a zis, băi, până ce ai dat proces, n-aveai decât. Dar în momentul în care ai intentat proces, până mai avocații vorbesc. Sănătate, la revedere, pa! Deci aici este o întrebare foarte bună. Ce căuta să vorbească el, cel care a dat în judecată, cu cel
care fusese dată în judecată. Sau cu... mai mult decât atât, că toată lumea face abstracție de chestia asta. El, demnitarul în funcție și în exercițiu mandatului al statului român. Că eu mai devreme, în timp ce tu le ziceai cu în același timp, domne, da. Și eu ziceam, domne, dar ilegal. Avem hotărârea Curții Constituționale care zice negru pe alb că n-are voie. Păi nu, încă o dată. Am citit-o pe post, Nils, eu am dat-o primul. Eu am vorbit, acord, eu am auzit. De acord, Victor. Hai să-l bănuim de bună credință pe Nicușor Dan. Bănuim pe Nicușor Dan că este cel mai tare salvator și dezrobitor de spații verzi din București. Facem exercițiu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Bă, dar în momentul în care nu l-a pus nimeni să facă parlamentar, nu? Pe exact. Nu i-a ținut nimeni pistolul. Nu, a candidat, a câștigat mandatul. Perfect. Deci a făcut în calitate de președinte de partid l-a câștigat, prietene. Era perfect. Președinte în de partid. Bă, în momentul în care s-a dus și a devenit parlamentar, în momentul acela... Mă, poate să fie el, repet, harap alb pe un cal. E un regim extrem de strict al incompatibilităților, degeaba. Nu mai avea să salveze pe Ileana Cosânzeana. Putea să dea lege pentru eliberarea lui Ileana Cosânzeana. Putea să propună lege pentru, nu știu, să nu mai mănânce, să nu mai sufle balaurul foc. Dar nu putea să se ducă să o salveze pe Ileana Cosânzeana. Nu mai avea voie. De ce? Că așa zice legea. Și un parlamentar care încalcă legea e mai nasol decât un cetățean oarecare ce poate să zică, bă, n-am știut, bă, okay, că n-am citit legea, că eu sunt mic și neștiutor. Domnule, eu sunt cetățeanul Gogu. Domnule Preda, de câte mandate sunteți parlamentar? De 4. Bă, vreau să vă întreb, în jurul dumneavoastră sunt o grămadă de oameni cu experiență, mai multă, mai puțină, dar sunt suficient oameni și la Partidul Național Liberal. Hai să spunem că la USR s-au născut în spuma mării. Nu s-a găsit unul, vreme de 4 ani de mandat, de când e Nicușor parlamentar, să explice, bă, prietene, nu poți să fii și cal și măgar, nu poți să fii și ONG-ist și politician, nu poți să fii și membru al Parlamentului și intervenient în procesele civile? Domnul Ciutacu, eu am văzut decizia aceasta și am recepționat-o și am îmbrăcat-o până la urmă, am îmbrățișat-o ca orice membru PNL în momentul când s-a făcut această coaliție cu Plus, cu USR și am stabilit un candidat comun. Acum eu vă spun cu siguranță, eu cel puțin sau alții, de fapt ar trebui să mă scot pe mine, foarte multă lume din PNL nu știau aceste chestiuni, care ar fi putut fi un, până la urmă, un motor de dezbatere înainte de nominalizarea candidatului. Sincer, din toată această chestiune, rețin clar și ce a spus Necker e corect, și asta au spus-o foarte mulți, că în momentul în care ești un apărător, și eu cred că Nicușor Dan în realitate este un apărător, a fost și a fost, până la urmă și a demonstrat personalitatea ca apărător al spațiilor verzi, a clădirilor abandonate, a clădirilor care trebuiesc recuperate. În momentul în care nu a reușit prin schimburi de scrisori, prin presiuni, așa cum face un ONG pe un om de afaceri când acesta vrea să facă o chestiune care în opinia ONG-ului nu-i corectă, și a deschis proces, din acel moment nu mai există întâlnire și nu mai există înțelegere. Ai deschis procesul, la revedere. Înseamnă ce să mă întâlnesc cu tine înainte de a face procesul, stăm, vorbim, poate mă lămurești de ce tu ai dreptate și eu nu mă duc în instanță. Din acest motiv cred că nu aș judeca că sunt 400 de procese și care ți-a retras dintr-o sută. Poate fi 1000, nu poți să fii declarat apărătorul Bucureștiului spațiilor verzi fără niciun proces. Trebuie să fie, de acord, zis, cu ghilimele, dar există o întrebare la care nu există răspuns. De ce te-ai retras dintr-o sută, Salvatorule? Domnul Ciotacu, din aceste pot fi multe considerente când te retragi din proces. Ai avut informații insuficiente, ai avut informații eronate. S-a retras dintr-un sfert, domnul Preda. Poți să ai o înțelegere obscură? Deci eu mă descriu toate exact, până la urmă, sau toate. Câte îmi imaginez eu acum că ar fi motivele pentru care te retrage?
Dar asta nu înseamnă că eu știu de ce s-a retras Nicu Șordan din procese. Cred că singurul care trebuie să spună este dânsul. Păi, și nu sunt de acord cu ce a spus invitata dumneavoastră, că nu e nevoie de dezbatere. Într-o dezbatere la întrebări directe, cum o pune Traian Băsescu, de exemplu, ca și candidat, acesta trebuie să răspundă, domne. Acolo, când se uită tot Bucureștiul la tine. Și invers. Cu faptul, dacă sunteți de acord cu faptul că nu poate să fie nici cal și măgar în același timp și ziceți că dumneavoastră ați îmbrăcat acea decizie, dacă dumneavoastră spuneți că într-adevăr nu e normal să se înțeleagă, să se înțeleagă cu omul după ce a deschis proces, dom'le, dacă dar nu știu dacă s-a înțeles. De ce nu spuneți, bă, pleacă bă de aici? Domnul Șnecăr, dar de ce să-i spun eu să plece de aici? Oare capitala a spus domnul Șnecăr? Acum hai să fim sinceri. În această țară, în capitala noastră, în București, s-au întâmplat cele mai mari nenorociri cu fondul imobiliar, cu terenurile, cu parcurile, cu spațiile verzi. Toate furăciunile din lume s-au strâns în București. Oameni care s-au trezit proprietari pe terenuri, pe case, pe obiective care n-au fost în viața lor proprietari, cu cârdășii între notariate, între judecători, între oamenii de afaceri, așa zis.